În contextul drogatului care a ucis două persoane la 2 mai, aș vrea să pun în context banii și drogurile și aș vrea să vă fac asta prin povestind câteva chestii ca să înțelegeți cum se întâmplă ca acești copii să devină dependenți de droguri. Prima este o întâmplare personală. Presa a început psihoza asta cu tinerii consumă droguri, liceele sunt pline de droguri. Cred că prin 97-98, pe vremea când eu încă eram la liceu. Și tot rulau la televizor, la știrile de seară, știri despre cum liceenii sunt dependenți de droguri și consumă droguri constant și așa mai departe. Și tata, care era o persoană cât de cât atentă la copilul lui, a venit și m-a întrebat, bă, consum droguri? Și zic, da, ia să văd. Și m-a dat așa să mă uite la mâini și zic, nu, că mi le fac în călcâi. Le-a dat așa un picuț la mine și ce? Și i-am spus, prietene, o biluță din aia din care îți faci 2-3 doze costă 100 de lei. Cât am eu alocație? Adică câți bani îmi dai tu, că eu eram licean, n-am niciun venit? 35 de lei. Ah. Alte întrebări? Bine, Mihai, marș de aici. Atât de simplu este. Atât de simplu este. Într-o casă normală, hai să zicem că dacă maică-ta are o cutie de bijuterii, poți să furi de acolo una, două, mai mult de 10 chestii, știi? Poți să furi una, două chestii până să-și dea seama. Dar într-o casă normală, dacă furi televizorul, tactul observă. Adică în mediul în care am crescut eu, nu prea puteai să faci chestia asta, nu prea puteai să te droghezi, pentru că nu erau destul de mulți bani. Nu erau destul de mulți bani. Dacă vindeai televizorul, poate, dacă aveai două televizoare în casă și vindeai unul din ele, imediat se observa. Imediat. Deci nu exista să devii dependent de droguri pentru că nu aveai destul de mulți bani. Alte două povești ca să contextualizăm banii și copiii de bani gata. La un moment dat, pe ocolitoarea Brașovului are loc un accident cu un BMW seria 7, relativ nouț, care aparținea unui politician. Mașina era condusă de o altă persoană, politicianul împrumutase mașină acestei persoane. Când deschid portbagajul, în portbagaj era jumătate de milion de euro. Politicianul pur și simplu uitase de banii aia. Și mă rog, situația a fost lăsată așa, că nu erau ai lui, că n-a împrumutase mașina, adică cumva a fost lăsată la punctul mort. Cealaltă poveste este mult mai amuzantă. Special pentru acest video, mi-am petrecut jumătate de oră sau chiar mai mult căutând știrea. Știrea a fost ștearsă din Google. De aceea nu o să spun numele politicianului și cu siguranță nu este vorba de Radu Berceanu, fostul ministru al transporturilor. Da? Deci, un copil de bani gata fură din casă vreo 30.000 de euro să ce-și cumpără un BMW. Îl conduce câteva săptămâni, îl face praf și momentul în care Tasu află este că vine acasă de la poliție un plic cu bună ziua, dar dosarul a fost închis, bla bla bla. Deci Tasu aflase de accident doar din acest plic care venise la poliție. Nu observase că din casă au dispărut 30.000 de euro. Nu observase că fiul are mașină. Înțelegeți? Sunt oameni care au foarte mulți bani și sunt ocupați să facă mai mulți bani. Sunt oameni care lucrează cu foarte mulți cash. Dezvoltatori imobiliari, politicieni, polițiști, etc. Știi? Și nu e la modul 100.000 de euro aici, îi punem aici. 100, nu, pur și simplu banii aia sunt lăsați în casă. Aduceți-vă aminte în momentul în care l-au arestat pe Oprescu că avea bani cash prin toată casa. Fiți atenți că sunt destul de multe știri în care fix asta se vorbește, că Cutărica avea nu știu câte 10.000 de euro, nu știu câte 100.000 de euro în casă. Aduceți-vă aminte de știrea cu apartament spart și era 1.000.000 de euro sau cât naiba era într-un apartament oarecare dintr-un oraș oarecare. Chestiile astea se întâmplă. Și tu, ca om care produce bani, ești interesant sau ești angrenat în a produce bani în continuare. Nu mai știi, aveam niște... Repet, știrea cu omul îi dăduse împrumut mașina și uitase care e jumătate de milion de euro în cash în portbagajul mașinii. Că era ocupat cu alte chestii. La un moment dat aveam 500 de euro bani cash pentru o vacanță și nu-i mai găseam prin casă. Îi pusesem într-o carte, cartea o tot mutasem și mă rog, se întâmplă 500 de euro, o sumă mare, i-am căutat prin casă.
Pentru alții nu sunt o sumă mare și, din nou, politicianul respectiv și-a adus aminte de jumătatea aia de milion de euro abia după accident. Au, la acolo îi lăsasem. Nu, el era ocupat să facă alți bani și alți bani și alți bani și alți bani și oricum banii veneau și păgile veneau. La fel se întâmplă și la polițiști, la fel se întâmplă și la traficanții de drog, la fel se întâmplă și la dezvoltatorii imobiliari și așa mai departe. Că știți și voi știrile cu apartamentele care se cumpără cash. Deci da, asta se întâmplă. Asta e diferența între oamenii normali și oamenii care au foarte mulți bani pe mână.